și că președintele partidului Ludovic Orban a fost angajat la una dintre companiile fratelui meu. Exclus este minciună sfruntată și prima și a doua. Ministrul dezvoltării a fost singurul care s-a prezentat la DNA. Fostul secretar de stat în guvernul PSD nu a venit. Și ca atare, atunci în emisiune am spus, domnule, uite despre ce este vorba, ca să nu mai insomnii. Mâine dimineață la ora 8 ne întâlnim la DNA să continuăm dumneavoastră cu acuzile, eu cu nimic, că n-am nimic de ascuns. Și eu la ora 8 m-am prezentat la DNA, așa cum am spus în cadrul emisiunii, dânsul n-a venit, mai departe am stat de vorbă cu procurorul de servici și urmează să vedem ce se va întâmpla. Ion Ștefan a fost acuzat de fostul secretar de stat în guvernul PSD, Radu Cristescu, în cadrul unei emisiuni televizate că i-a cerut premierului Ludovic Orban să scoată din fondul de rezervă al guvernului 12 milioane de lei pentru o investiție în satul mare necesar pentru un spital, deși ar fi fost necesar pentru biblioteca de municipiu. Cei doi au avut un schimb dur de replici. Locul dumneavoastră este la pușcărie, domnule ministru, i-a spus Cristescu ministrului dezvoltării. Situație șocantă la CNAIR. 9 angajați din cadrul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii au depășit în 4 luni 1000 de zile de concediu medical. Ceea ce este alarmant este faptul că aceștia au fost plătiți 100% de către statul român, deși își schimbau boala frecvent. Specialiștii trag un semnal de alarmă și spun că aceste episoade nu sunt recente, iar concediile medicale de la CNAIR sunt o modă în rândul angajaților. Pentru că salariile șefilor de la drumuri creșteau anual cu 140%, iar numărul lor era mai mare decât al meseriașilor, s-a luat decizia ca măcar la vârful companiei să se mai taie din șefi. Socoteala însă nu s-a potrivit cu situația de pe teren, și asta pentru că șefii scoși din organigramă au refuzat să plece din funcții și stau numai în concedii medicale. Așa se face că 9 inși au depășit în 4 luni 1000 de zile de concediu medical. Eu știu șefi care sunt în concediu medical de pe vremea lui Cook. Deci eu știu director din compania de drumuri astăzi, la ora la care noi vorbim, sunt în concedii, diverse concedii medicale. E pe vremea ministrului Cook. Cook a plecat acasă acum 100 de zile. Iar problema nu este nouă pentru o instituție ca CNAIR. Deși teoretic un angajat poate avea 180 de zile de concediu medical, situația se schimbă atunci când vine vorba de compania de drumuri. În perioada 2015-2016 am descoperit o angajată de acolo care a avut concediu medical aproape un an. Diverse lucruri, nu știu, dure de spate, vertij, nu știu. În compania de drumuri, în compania națională de administrare a infrastructurii rutiere, este o modă să-ți iei concediu medical. Cine nu-și ia, probabil că din 10 angajați la compania de la CNAIR, 6 sau 7 intră în medical 100% o dată pe lună sau de 2-3 ori pe lună minim și restul de 2-3 rămân probabil că n-au de ce să se îmbolnăvească. Vă reamintim că un simplu șef de birou câștigă 8.000 de lei în mână, în timp ce un director adjunct dintr-un departament ajunge la 16.000 de lei. Noi informații despre modul în care PSD a cheltuit bani publici încasați de la buget. Raportul Curții de Conturi scoate la iveală faptul că Liviu Dragnea și-a plimbat iubita cu avioane private în Elveția sau Israel pe vremea când era președintele Camerei Deputaților. Jurnaliștii de la Europa Liberă scriu că socialdemocrații au probleme să justifice în fața Curții de Conturi sumele plătite pentru avioanele private închiriate pentru Liviu Dragnea și echipa lui. Astfel, în timp ce Camera Deputaților anunță că toate cheltuielile legate de deplasările externe ale fostului lider PSD erau suportate de instituție, simultan socialdemocrații îi încheiau contracte cu o firmă pentru a închiria avioane private de la Țiriac Air. Traseul avioanelor închiriate se suprapunea cu vizitele externe ale lui Liviu Dragnea. Pe listă s-au aflat și țări precum Israel, Elveția sau Estonia, în care fostul președinte al Camerei Deputaților ajungea mereu în calitatea sa oficială. În acele state ajungeau însă și aeronavele plătite de PSD cu banii publici. PSD a refuzat să spună dacă Liviu Dragnea, prietena sa, consultanți sau alți oficiali socialdemocrați se aflau în acele avioane private pe care le închiria. Am văzut că ați fost la o fabrică de ceasuri în Elveția împreună cu iubita dumneavoastră. Voiam să vă întreb dacă v-ați cumpărat vreun ceas de acolo. De la Ulis Nardin, nu. Știți ce prețuri sunt? Domnișoara Irina Tănase, în ce calitate a mers în această deplasare și cine a acoperit cheltuielile cu cazarea, avionul
nu a acoperit cheltuielile cu cazarea nicio instituție publică, nici de aici, nici din Elveția, nici cu transportul. Apropo, nu am mai niciun apropo, e suficient. Da, a fost în calitate de? Nu vă interesează ce am discutat acolo, am înțeles. Peste 96 de milioane de lei a primit PSD de la bugetul de stat în 2018, creșterea explozivă a subvenției fiind votată tot de socialdemocrați care aveau majoritate în Parlament. Liviu Dragnea s-a aflat în Israel, Estonia și Elveția în prima jumătate a anului 2018, fix când PSD încheia contractele de închiriere aeronave. Thank you for everything you're doing to strengthen our friendship. I thank you the same. It's a good friendship. Yes. It's getting stronger all the time. În ce privește vizita președintelui Camerei, mai mare secret, s-a aflat că a plecat acolo doar după ce a ajuns acolo. Nu știu care sunt dedesubturile acestei abordări. Cine știe ce înțelegeri secrete face domnul Dragnea acolo cu evrei. Jurnaliștii de la Europa Liberă susțin că Liviu Dragnea își făcuse un obicei în a închiria aeronave private cu care să zboare în afara țării. Vacanțele lui Liviu Dragnea în Maldive din 2018 și 2019 ar fi fost precedate de închirierea unor aeronave care l-au dus pe fostul lider PSD peste graniță. Cutremur puternic în această noapte în România, un seism de 5,2 pe scala Richter s-a produs în Vrancea, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Fizică a Pământului. Mișcarea s-a resimțit din plin în București, dar și în alte orașe precum Brașov, Bacău, Ploiești sau Galați. Vorbim despre cel mai puternic cutremur din 2020 și unul dintre cele mai însemnate din ultimii ani. Zeci de mii de români au făcut noapte albă după cel mai puternic cutremur din ultimii 2 ani. Cutremurul a avut loc în această dimineață în zona seismică din Vrancea. De altfel, la ora 3:26, aparatele înregistrau o magnitudine de 5,2 și o adâncime de 121 de kilometri. Seismul s-a resimțit și în capitală. Cutremurul s-a resimțit în partea estică a României, în Moldova și partea estică a Munteniei până în Olt. S-a resimțit și în depresiunea Brașovului. A suferit o evoluție în timp magnitudinea. Întâi a fost o magnitudine dată de calculator și după care au urmat încă alte două magnitudini modificate ca valoare în urma intervenției operatorului de servicii. Vorbim de cel mai mare seism din ultimul an jumate. Ultimul cutremur peste 5 a fost în octombrie 2018. Unii oameni au preferat să iasă din case și să își petreacă noaptea sub cerul liber, de frica unor replici. Acesta este de altfel cel mai important eveniment seismic din 2020. În 2019, cel mai puternic cutremur a avut o magnitudine mult mai mică, de doar 4,5 pe scara Richter. Cel mai important seism din ultimii ani a avut loc la 28 octombrie 2018, în județul Buzău, și a avut o magnitudine de 5,8 pe Richter. Experții Institutului Național pentru Fizica Pământului spun că în orice moment se poate produce un cutremur cu magnitudinea mai mare de 7 în zona seismică Vrancea, la adâncimi între 60 și 180 de kilometri. Iar această zonă nu este singura în care pot avea loc cutremure majore cu potențial distructiv. Cele mai puternice cutremure produse în România în ultimii 30 de ani au fost în 30 și 31 mai 1990, magnitudinea acestora fiind de 6,9 respectiv 6,4 pe scara Richter. Cutremurul din această noapte nu a trezit însă și sistemul RoAlert. Oamenii nu au primit nicio informație despre seismul care a zguduit întreaga țară. Red Arafat susține că sistemul nu poate anunța mișcările telurice și spune că nu era necesară vreo informare, nici după producerea acestuia. Asta, deși mulți oameni au stat toată noaptea cu teama că o replică ar putea veni în orice moment. Sistemul RoAlert nu este un sistem care avertizează că va fi un cutremur. Și plus, cutremurul n-a avut niciun efect. Deci nu se folosește sistemul RoAlert dacă n-a avut nicio problemă și n-a avut niciun efect. Nu se face avertizare înainte, pentru că nici noi nu știm că va fi cutremur decât eventual prin senzorii care le are Institutul de Fizică a Pământului cu câteva secunde înainte și nu se dă alerte pe acest lucru. Riscăm să înducem populația într-o panică majoră și să ne trezim cu ei în casa scărilor în loc să stea să se protejeze unde sunt ei. Buzău și Ploiești. Astea sunt cele care sunt raportate. Doar atac de panică la doi tineri care s-a deplasat ambulanța și n-a fost absolut nicio problemă.
Pericolul virusului ucigaș crește. Este stare de urgență la nivel global din cauza epidemiei de coronavirus, care s-a extins până acum în 20 de țări. Directorul OMS a avertizat într-o conferință de presă că omenirea se confruntă cu o epidemie fără precedent. Numărul total al deceselor provocate de virusul ucigaș este de 213 și aproape 10.000 de îmbolnăviri. Ultima țară în care s-au înregistrat cazuri noi este Italia, unde trăiește o comunitate mare de români. We must all act together now to limit further spread. The vast majority of cases outside China have a travel history to Wuhan or contact with someone with a travel history to Wuhan. We don't know what sort of damage this virus could do if it were to spread in a country with a weaker health system. I'm declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. The main reason for this declaration is not because of what is happening in China, but because of what is happening in other countries. Ultima țară pe lista celor care au anunțat cazuri de îmbolnăviri este Italia. Bolnavii sunt doi turiști chinezi din Wuhan, soț și soție, aflați de peste o săptămână în Italia. Aceștia fac parte dintr-un grup mai mare care a ajuns la Milano pe 23 ianuarie. După ce au vizitat mai multe orașe din Italia, turiștii chinezi au ajuns miercuri și la Roma, unde au acuzat simptomele specifice virusului. Au fost imediat preluați de o ambulanță și transportați la Institutul Național de Boli Infecțioase din capitala Italiei. Aici au fost plasați în carantină. Hotelul în care au stat cei doi turiști a fost evacuat în timp ce camera în care au dormit a fost sigilată și va fi decontaminată. Turiștii din grupul din care făceau parte cei doi bolnavi se află și ei la Institutul de Boli Infecțioase pentru analize și teste. Autoritățile italiene au luat decizia de a anula toate cursele aeriene din și înspre China. La nivel internațional, epidemia s-a extins în 20 de țări. Autoritățile chineze au anunțat că 42 de oameni au murit în cursul zilei de joi în provincia Hubei din cauza noului coronavirus, iar o altă persoană a murit în provincia Heilongjiang din nord-estul țării. Astfel că numărul total al deceselor se ridică la finalul zilei la 213. Numărul total al persoanelor din China care s-a îmbolnăvit ajunsese la sfârșitul zilei de 30 ianuarie la 9692, adică cu aproape 2000 de cazuri în plus față de ziua precedentă. De asemenea, au fost înregistrate până în acest moment 8 cazuri de infecție de la om la om în Germania, Japonia, Vietnam și Statele Unite. Starea de urgență internațională a mai fost declarată de-a lungul timpului și în cazul altor epidemii, precum Ebola, Zika sau H1N1. Produsele importate din China nu sunt periculoase pentru populație, anunță Administrația Națională pentru Protecția Consumatorului. Anunțul vine în contextul în care autoritățile luau în calcul în urmă cu câteva zile sistarea importurilor din țara asiatică din cauza coronavirusului. Experții susțin însă că durata de viață a acestui virus în afara corpului uman este de 24 de ore, iar transportul unui container până în țara noastră durează aproximativ o lună. Experții în domeniul medical ne anunță că riscul de a contracta coronavirus prin intermediul mărfurilor și produselor care provin din China este unul extrem de mic. În urma studiilor efectuate s-a demonstrat că durata de viață a virusului în afara corpului uman este de doar 24 de ore, în timp ce transportul port-to-port al unui container cu mărfuri din China până în România durează în medie între 30 și 35 de zile. Având în vedere aceste elemente confirmate de specialiști, ANPC asigură pe consumatorii din România că în mod real nu există riscul contaminării cu noul coronavirus prin intermediul diverselor produse, jucării, haine, care provin din China. Se arată în comunicatul ANPC. La începutul acestei săptămâni, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a solicitat biroului Vamal de Frontieră Constanța Sud ca reprezentanții instituției să asiste la controlul efectuat asupra mărfurilor importate din China. De asemenea, instituția a cerut sprijinul atât biroului Vamal, dar și Direcției de Sănătate Publică să împiedice punerea pe piață a produselor din China care intră în contact direct cu consumatorul. Între timp, gripa de la noi continuă să facă ravagii. Bilanțul îmbolnăvirilor crește alarmant după prima săptămână epidemică din acest sezon. Până acum s-au înregistrat deja 10 decese, ultimul caz fiind cel al unui copil de 12 ani în București. 60 de școli și grădinițe din mai multe județe au fost închise deja. Începând cu săptămâna 20-26 ianuarie, a fost declarată oficial epidemie de gripă în urma numărului mare de îmbolnăviri. Institutul Național de Sănătate Publică anunță că numai în București s-au înregistrat 1.360
26 de cazuri de gripă și 3.645 de cazuri la nivel național, la toate grupele de vârstă, cu 7,4% mai mult decât în aceeași perioadă anului trecut. La nivel național, numărul total de cazuri de infecții respiratorii a fost de 102.981, cu 23,2% mai mic față de cel înregistrat în aceeași săptămână a sezonului precedent. Menționăm că în sezonul precedent, vârful epidemic a avut loc cu 3 săptămâni mai devreme decât în mod obișnuit, deoarece creșterea numărului de îmbolnăviri față de nivelul așteptat, media aritmetică a numărului de cazuri raportate în 3 săptămâni anterioare, a fost mai mare de 20% și au fost detectate mai mult de 10% virusuri gripale aparținând aceluiași subtip. Din totalul produselor patologice testate, săptămâna a patra a fost caracterizată ca prima săptămână epidemică din acest sezon, a transmis INSP. În județele Argeș, Bistrița, Năsăud, Dâmbovița, Hunedoara, Sibiu și Vaslui s-a înregistrat câte un deces, iar în Prahova și București au fost câte 2 decese. În capitală, un băiat de doar 12 ani a murit din cauza virusului gripal și de asemenea și o fetiță de numai 11 luni din județul Vaslui. În sezonul precedent, în perioada similară, au fost înregistrate 69 de decese confirmate cu virus gripal. În acest context, Ministerul Educației anunță că 60 de unități de învățământ din întreaga țară au cursurile suspendate parțial sau total, 50 de unități fiind doar în București. Ministrul Victor Costache nu mai știe cum să iasă basma curată din scandalul izbucnit după ce s-a descoperit că, în paralel cu funcția de ministru al sănătății, mai face drumuri și la un spital privat din Sibiu, unde operează. E drept, doar în weekend, însă acum ministrul ar trebui să facă lumină în ceea ce privește remunerația pentru intervențiile chirurgicale. Costache susține că el nu încasează bani. Ministrul Sănătății a fost apărat în tot acest scandal de premierul Ludovic Orban. Șeful guvernului spune că nu vede niciun motiv pentru care ministrul sănătății să părăsească executivul. Da, cum să nu? Și vi se pare? Este deci, un conflict de interese? Domnul ministru al sănătății operează sâmbătă și duminică. În loc să se ducă în vacanțe, se ducă la munte să-și petreacă timpul, operează, pentru că este un doctor renumit, este un medic care este căutat de pacienți. Pacienții care sunt operați de ei și exprimă în mod expres solicitarea de a fi operați de domnul doctor Victor Costache. Victor Costache a încercat să facă lumină în privința unui eventual conflict de interese legat de faptul că este și ministru al sănătății, dar și operează la o clinică privată din Sibiu. Timpul liber îmi aparține și sunt medic, fac o chirurgie complexă și sunt cazuri, centru din Sibiu este singurul centru din regiune și sunt cazuri complexe care dar sunt... Dar pe gratis operați, da, probabil, absolut, nu este o relație comercială. Nu, și în primul rând toate intervențiile sunt făcute la cererea pacienților și în timpul liber și totul este foarte bine statuat de către Agenția Națională de Integritate. Doar că lucrurile, în loc să se simplifice, s-au complicat. Jurnaliștii de la Libertate au venit cu documente în care arată că ministrul operează contra unui salariu de 20.000 de lei pe lună. După dezvăluirile celor de la Libertate, ministrul Costache a mai venit cu niște explicații. Nu văd unde am greșit și ce anume mi se impută în faptul că mi-am propus să operez în continuare. Contractul meu este pe o sumă minimă pentru un chirurg cu specializarea și calificările mele, fiind încadrat pe grilă ca medic primar. Operațiile în sine, care în mod normal se plătesc, am ales să nu fie remunerate în cazul meu, scrie ministrul pe Facebook, susținând în continuare că nu se află în conflict de interese. Doar că nu este singura problema lui Victor Costache. El ar trebui să răspundă și acuzației că a favorizat spitalul privat la care operează. Costache ar fi modificat un ordin de ministru prin care statul alocă bani pentru acțiunile prioritare pentru pacienții cu infarct miocardic acut. Concret, pentru a profita de aceste fonduri, spitalul trebuie să dețină 2 angiografe, iar clinica unde activează ministrul nu are decât unul. Așa că ministrul a tăiat cu pixul și a decis că de acum nu mai trebuie decât un angiograf și nu 2. Situație explozivă într-o localitate din Harghita din cauza unor migranți. Localnicii din Ditrău s-au adunat în fața primăriei, nemulțumiți că o fabrică de pâine din localitate a angajat 2 muncitori din Sri Lanka. În frunte cu preotul catolic, oamenii au susținut că le teamă că la ei în comună va veni un val de migranți. Proprietarii caselor în care au locuit cei 2 muncitori din Sri Lanka au fost și ei amenințați de localnici.
Piumal și Amahinda. Sunt cei doi muncitori din Sri Lanka veniți să tulbure fără voia lor liniștea micii localități din Harghita, Ditrău. Cei doi bărbați de 22 respectiv 49 de ani sunt brutari și au fost angajați cu forme legale prin intermediul unei firme de recrutare la o fabrică de pâine din regiunea Gheorgheni. Prezența străinilor a stârnit însă revolta unei părți a comunității din Ditrău. Proprietara casei în care aceștia stăteau a fost amenințată, așa că Piumal și Amahinda au fost mutați la o gazdă din Lăzarea, un sat învecinat. Dar și proprietarea casei respective a pățit același lucru. Angajatorii le caută acum o casă celor doi chiar în Gheorgheni. Componența etnică a comunei Ditrău, potrivit paginii oficiale a primăriei, este de 99,79% maghiari, 0,21% români, 55% sunt de naționalitate română și 3% de naționalitate germană. Primarul Pușcaș Elemer dă vina pe presă pentru revolta localnicilor. Oamenii sunt îngrijorați de ceea ce văd în mass media, că vin migranții cum fac ce fac cu localnicii și de aceea a izbucnit această problemă. Sunt niște oameni care și ei sunt muncitori ori în Germania, ori în vest. Și ei au fost cei mai mulți care i-au instigat pe cei de acasă că vin ăștia, vă atacă, vă ia nu știu ce, a declarat edilul. Interesant este însă că un sondaj de opinie comandat de UDMR în 2018 arată că maghiarii din România au încetat practic să se mai informeze de la televiziunile în limba română. După ce au discutat cu primarul, localnicii s-au îndreptat spre biserică și și-au exprimat speranța că problema lor va fi discutată și rezolvată sâmbătă, în cadrul adunării populare, la care sunt invitați și proprietarii fabricii de pâine. Avocatul poporului se transformă în avocatul pensiilor speciale. Instituția condusă de Renate Weber a sesizat Curtea Constituțională a României cu privire la legea care elimină pensiile speciale adoptate de Camera Deputaților. Magistrații au un alt aliat important în lupta lor de a-și păstra privilegiile care îi fac mai presus de restul muritorilor. Nimeni altul decât avocatul poporului, instituție condusă de omul celor de la ALDE, Renate Weber. Aceasta a atacat la CCR eliminarea pensiilor speciale sub pretextul că ar exista motive multiple de neconstituționalitate. Sunt două motive mari pe care le-am invocat noi în această excepție de neconstituționalitate. Odată e faptul că nu s-au respectat prevederile clare din Constituție cu privire la componența Parlamentului în momentul în care se modifică statutul senatorilor și deputaților. Constituția e foarte clară. E nevoie de ședința Camerelor Reunite. Ori aici a fost vorba doar de votul Camerei Deputaților. Iar pe de altă parte, celălalt motiv e nerespectarea deciziilor anterioare ale Curții Constituționale, a declarat Renate Weber. Camera Deputaților a adoptat marți proiectul privind eliminarea pensiilor speciale. Caz halucinant în Gorj, o profesoară de limba română este acuzată că își terorizează elevii. Dascălul, care are doar aviz psihologic temporar, a pălmuit un elev fără ca cei din conducerea școlii să ia vreo măsură. Părinții spun că femeia nu este la prima agresiune și că aceasta ar veni la cursuri cu un ciocan în geantă. Iată școala dumneavoastră ruinată, închefuită! Aceasta este profesoara de limba română în localitatea gorjană Bengești-Ciocadia. Ieșirile nervoase ale cadrului didactic i-au speriat atât pe copii cât și pe părinții acestora care refuză să-i mai lase pe aceștia să meargă la cursuri. Copiii sunt terorizați de copii. Vor să vină la școală, vin, îi agită de când a început orele cu dumneai. E tot un scandal, tot o gălăgie, nu face ore. La copii deja a început să le fie frică de dumneai. Mai ales când a văzut și ciocan. Cu ciocanul în geantă să vie, e posibil așa un cadru didactic. Profesoara predă la această școală de 2 ani, timp în care a fost implicată în mai multe conflicte, atât în clase cât și în cancelarie. Aceasta a picat ultimul test psihologic pe care nu l-a mai repetat, așa cum prevede legea. Am contestat pe doamna doctor psiholog, este analiza și cercetarea pe rol. Trec pe școlile din comună, iar când ajung la Bengești, parcă este un ospiciu de nebuni. Deci nu mai... țipete pe hol, profesoara țipă la copii. În lipsa unor documente care să ateste că profesoara este aptă să predea, aceasta urmează să fie suspendată și urmează să fie consultată de un medic specialist. Are și un proces
penal în cercetare pentru lovire de elev, trebuie să o suspendăm în Consiliul de Administrație. Se pare că femeia a mai fost concediată în urmă cu un an din cauza scandalurilor dese și a conflictelor din clase, dar a dat în judecată școala și a obținut în instanță reangajarea. Academicienii români îl pun la punct pe Igor Dodon. Specialiștii îi atrag atenția liderului de la Chișinău că nu există limbă moldovenească și îi solicită acestuia să păstreze din punct de vedere oficial noțiunile de limbă română și de istoria românilor. În ce limbă realizăm acest interviu? Dumneavoastră, ce limbă vorbiți? În limba de stat și acest lucru nu mi-l schimb. Îl cunoașteți, l-am declarat de mai multe ori în limba moldovenească. Igor Dodon insistă de ani de zile să vorbească limba moldovenească, doar că aceasta nu există în realitate, lucru demonstrat clar de lingviști. Academia Română solicită autorităților Republicii Moldova să păstreze în uz oficial noțiunile corecte și consacrate de limba română și de istoria românilor. Academia Română a luat act cu îngrijorare de noile încercări de a introduce în uzul oficial în Republica Moldova și în alte regiuni vecine locuite de români noțiunea inexistentă de limbă moldovenească, susținută odinioară de propaganda sovietică și reluată astăzi de către anumite cercuri interesate politic, se arată într-o declarație a Academiei Române. În documentul Academiei Române este precizat că limba română de mai bine de două secole este studiată sistematic de către lingviștii români și străini, care au stabilit exact statutul și rolul lor. Limba română este cea mai răsăriteană limbă romanică. Are 4 dialecte și mai multe graiuri. Graiul moldovenesc este acela vorbit între Carpați, la vest Nistru, la est Ceremuș, la nord Milcov, Dunăre și gurile Dunării la sud. Prutul nu reprezintă o graniță lingvistică sau dialectală și, în consecință, limba vorbită de o parte și de alta acestui râu este aceeași, anume limba română. Graiurile limbii române asigură unitatea limbii și sunt inteligibile tuturor românilor, se precizează în document. Academia Română mai subliniază că limba majorității populației statului recunoscut în plan internațional Republica Moldova este limba română, exprimată în frumosul grai moldovenesc. Igor Dodon s-a mai lovit de fapt de această problemă și în trecut. Decizie incredibilă a unui judecător din Gorj. Magistratul a decis că un tată care și-a violat fiica merită să fie lăsat în libertate. Indignați localnicii susțin că bărbatul nu numai că și-a violat fiica, ci și-a trimis copiii la cerșit. Cazul bărbatului de 43 de ani din comuna Văgiulești, județul Gorj, este șocant. Individul este acuzat că și-a violat fiica de 15 ani de mai multe ori. Acesta are 7 copii cu vârste cuprinse între 3 și 15 ani, care locuiesc în condiții mizere, în frig și foamete, fără să aibă cine să-i îngrijească. Pentru a-i salva, cei de la protecția copilului s-au deplasat la Văgiulești și au fost șocați de ce au găsit. Unul dintre micuți are răni grave la picioare și riscă să-i se infecteze rănile din cauza mizeriei. Mama copiilor nu se mai ocupă de ei deoarece i-a părăsit în urmă cu un an, iar fata cea mare, despre care s-a aflat ulterior că era violată de tată, a preluat vrând nevrând sarcinile de îngrijire a celorlalți copii, iar pentru asta a abandonat școala. Toate aceste grozăvii nu au impresionat-o pe judecătoarea Nicoleta Bădiță. Magistratul a refuzat să vadă măcar filmulețele și fotografiile pe care angajata DGASPC i le-a prezentat. Se pare că nici tatăl nu este de acord să lase copiii în grija statului, chiar dacă este mai mult decât evident că nu se poate ocupa de ei. Continuă scandalul liftierei de la Ministerul Muncii. Femeia responsabilă de cursele ascensorului din instituție dă vina pe Violeta Alexandru pentru concedierea sa. Aceasta a susținut într-o intervenție la emisiunea Bună România că ministrul nu avea voie să reînnoiască contractul cu firma de mentenanță fără ca postul ei să fie inclus. Mai sunteți angajat acolo sau? Până pe întâi. Nu mai lucrez. Da. Doamnă, dumneavoastră aveți un contract cu Ministerul Muncii sau cu o firmă care opera liftul? Cu o firmă. Cu o firmă. Și nu mai sunteți angajată la firma respectivă? Ba, sunt angajată, dar de la întâi aș intra în șomaj tehnic. Am înțeles. Iar firma respectivă mai are contracte și cu altcineva în afară de Ministerul Muncii? Mai există lifturi și până alte instituții? Nu, cu lifturi nu. Adică cu liftiere nu. Nu mai e... Mentenanță. Da. Deci, practic, această companie la care dumneavoastră ați fost angajată, mă rog, până de curând, avea un singur liftier plasat undeva și l-avea la Ministerul Muncii. Da. Care? Stranie situație. Firma n-are nicio vină. Erați angajată a firmei.
Da, dar doamna ministru nu mai m-a vrut. Am înțeles, dar și, păi, și putea să vă dea doamna ministru afară de la firmă? Acum dacă s-a renoit contractul, n-am mai făcut contract cu liftiera decât pe întreținere. Am înțeles. Deci nu era obligatoriu să existe liftier la liftul acela, poate funcționa acum, și era fără. Era obligatoriu. Păi acum nu mai dar funcționează liftul. Dar doamna a făcut să nu mai fie obligatoriu. Doamnă, mai funcționează liftul acum, din informațiile pe care le aveți fără dumneavoastră, dacă eu n-ați mai fi... Da, nu, eu nu știu eu. N-am mai fost pe acolo. Am înțeles. Dar din informații pe care bănuiesc că se pot, mai sunt oameni care merg, apasă un buton și coboară și urcă în funcție de... A trebuit să meargă. A trebuit să meargă, da. Acel lift e vechi, da. Și avea nevoie de o liftieră, dacă vă interesează. S-a spus doar că apăsați niște butoane. Deci noastră, nu doar și un telefon. Buton. Te dea și un telefon. Nu m-am amintit cu butoanele, vă rog frumos. Chiar nu mai vorbesc cu dumneavoastră. La revedere. Ce aveți, doamnă? Păi, dacă așa apăsați și pe butoane, cum ați apăsat acum... A apăsat un buton acum la telefon. Primarul sectorului 6, Gabriel Mutu, se pricepe la orice, chiar și la educație. Altfel nu se explică de ce a cerut socoteala Inspectoratului Școlar al Capitalei cu privire la numirea inspectorului școlar pentru sectorul pe care îl păstorește. Gabriel Mutu, edilul sectorului 6, vrea să împartă funcțiile din instituțiile publice după bunul plac. Așa se face că s-a supărat extrem de tare când Inspectoratul Școlar București a numit pentru sectorul 6 un inspector primar fără să-l întrebe și pe el. Și ca o mare autoritate în domeniul educației, Gabriel Mutu a tunat și a fulgerat împotriva numirii făcute peste capul lui. Am rugăminte la dumneavoastră, când mai faceți numiri, mai ales pe zonele care vizează bunul mers al sectorului, să vă consultați nu neapărat cu primarul sectorului 6, cu cadrele didactice din acest sector. Ați făcut o numire la, pe partea de inspector primar, învățământ primar în sectorul 6 și public, eu vă rog frumos să ne explicați și mie care sunt datele, nu știu, ce o recomandă pe respectiva doamna. Și cu culmea ironiei, edilul sectorului 6 țipă ca din gură de șarpe că numirea este una politică. Nu cred că ne permitem să facem numiri politice, că și dacă o faceți politic, măcar puneți pe cineva de calitate. Am putea spune la prima vedere că Mutu este extrem de interesat de educația copiilor din sectorul 6, însă la fel de bine ne amintim că anul trecut același Mutu a produs închirierea pentru diferite evenimente ale sălilor de curs din școli pentru a strânge bani la buget. În paralel, tot Mutu a adus niște containere în care să învețe elevii. Un exemplu fiind școala 197, acolo unde au fost montate 16 containere, adică echivalentul a 4 clase. Șantaj de 10.000 de euro în capitală. Două vrăjitoare au fost reținute după ce au cerut bani unei femei sub amenințarea că o vor ucide cu magie albă. Femeia din București a fost amenințată de către două vrăjitoare că îi vor fi făcute ritualuri de magie albă atât ei cât și familiei dacă nu le oferă suma de 17.000 de euro. Pe fir au intrat însă polițiștii care le-au reținut pe cele două escroace. În urma cercetărilor și investigațiilor efectuate, polițiștii au identificat două femei de 22 și 45 de ani la domiciliul cărora s-au făcut perchiziții. La domiciliul acestora din sectorul 1 au fost identificate mai multe obiecte ce ar fi putut fi folosite la ritualuri oculte, bijuteriile persoanei vătămate, precum și sumele de 13.000 de euro, 5.000 de lei și aproximativ 500 de grame de bijuterii, a căror proveniență nu a putut fi justificată. Cele două femei au fost duse la sediul subunității pentru audieri și au fost reținute, cercetările fiind continuate sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria sectorului 1, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de șantaj și înșelăciune. Magistrații au motivat decizia în cazul șoferului care a lovit intenționat o altă mașină în zona fântânii Miorița din capitală. Bărbatul a primit 5 ani de închisoare pentru tentativă de omor. Conform Curții de Apel București, este exclusă ipoteza unei simple erori de manevrare, așa cum a susținut șoferul. Vă reamintim însă că, deși imaginile erau clare, individul inconștient fusese achitat în prima instanță de Tribunalul București. Potrivit instanței, Iulian Șerban Sânducu, șoferul Volkswagenului Touareg, care în 2015 a șicanat și a lovit în trafic un autoturism Logan în zona fântânii Miorița din capitală, a făcut acest lucru în mod intenționat și a pus în pericol viața mai multor persoane. Aceasta este concluzia a doi judecători de la Curtea de Apel București, care l-au condamnat la 5 ani de închisoare pentru tentativă de omor, după ce în primă instanță Tribunalul București dăduse o decizie de achitare. Sânducu, supranumit și șmecherul cu Touareg, nu are voie să mai conducă un autovehicul pe o perioadă de 5 ani, după ce iese din închisoare, fiindu-i
confiscat și autoturismul Volkswagen Touareg. De asemenea, el trebuie să plătească 14.000 de euro către șoferul Daciei Logan, 4.000 de euro pentru cei doi pasageri ai autoturismului, fiecăruia câte 3.000 de euro, și unui pieton care trecea prin zonă și era cât pe ce să fie lovit, 4.000 de euro. Până la plata acestei sume, judecătorii au pus sechestru pe o casă și un teren care îi aparțin șoferului. Gest teribilist al unui tânăr din Brăila, bărbatul de 29 de ani, a dat foc unei mașini scumpe chiar în timp ce era live pe Facebook. Individul a avut grijă să precizeze că s-a plictisit de mașină și că a făcut un foc de tabără. Pentru gestul său șocant, brăileanul a ajuns la secția de psihiatrie. Băi, băieți, am dat foc la mașină când m-am plictisit de ea. Autoturismul, un BMW de producție mai veche, se pare că a fost implicat într-un accident, așa că tânărul de 29 de ani a decis să-i dea foc în mijlocul străzii. Mai mult, individul a ținut să se laude cu gestul său și a transmis totul live pe Facebook, iar comentariile nu au întârziat să apară. În timp ce unii au aprobat gestul bărbatului și au considerat că era singura decizie corectă în cazul mașinii, alții s-au arătat îngrijorați în privința extinderii incendiului. Pompierii ajunși la fața locului au stins flăcările înalte de peste 4 metri care amenințau să cuprindă casele din apropiere. Polițiștii au intervenit și ei și l-au transportat pe piroman la secția de psihiatrie pentru evaluare, mai ales că la vederea agenților, tânărul a devenit violent. Deși încă nu se cunoaște motivul pentru care bărbatul a recurs la gestul extrem, un lucru e sigur, piromanul de ocazie a fost amendat. A încălcat legea, însă va scăpa basma curată. Este vorba despre șoferul unui bolid care a fost filmat în timp ce făcea drifturi în parcarea unui supermarket din Șelimbăr, județul Sibiu. Șoferul inconștient nu va putea fi însă tras la răspundere pentru că nu a fost prins în fapt de polițiști. O mică parte din scenele teribiliste ale șoferului inconștient au fost filmate de un sibian aflat la cumpărături. Deși nu a apucat să surprindă întregul spectacol, în imaginile postate pe o rețea de socializare se vede clar cum acesta conduce extrem de agresiv în parcare. Cel care a realizat filmarea a sunat imediat la 112 și a anunțat pericolul. Polițiștii au confirmat incidentul, însă doar atât. Până când primele echipaje au ajuns la fața locului, șoferul teribilist se făcuse nevăzut. Drept urmare, cazul a fost închis. Asta pentru că legea din România prevede că polițistul trebuie să constate fapta, iar șoferul nu poate fi sancționat doar în baza filmării. One topic dominates the news tonight. The flu pandemic sweeping the world has arrived with devastating results. Și omoară milioane de oameni. I think this virus could come and strike the community, destroy our societies as we know them. A devenit acest scenariu realist cu ce se întâmplă acum în China? Următoarea pandemie este aici. This is the front line of the epidemic in Wuhan and it is bleak. Un documentar mai aproape de noi ca niciodată. Vineri de la ora 23 pe B1 TV. Mogulul jocurilor de noroc din Balcani a primit o lovitură neașteptată. Miliardarul Vasil Boicov, cel care controlează loteriile din Bulgaria și Moldova, dar și o companie de jocuri de noroc din România, a fost dat în urmărire internațională de către autoritățile bulgare. Acestuia i-au fost înaintate numai puțin de 7 capete de acuzare, inclusiv că a condus un grup infracțional organizat. Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili valoarea pagubelor. Vasil Boicov este unul dintre cei mai bogați bărbați din Bulgaria, cu o avere estimată la peste 1,5 miliarde de dolari. În vârstă de 63 de ani, el este deținătorul mai multor companii de jocuri de noroc, printre care și cea mai mare loterie din țară. Deține unul dintre cele mai populare cluburi de fotbal din Bulgaria, Levski Sofia, precum și o colecție mare de antichități și picturi. Dar lucrurile nu sunt tocmai curate. Așadar, pe numele craniului, așa cum a fost numit pentru structura sa distinctă a oaselor faciale, a fost emis un mandat european de arest. Potrivit autorităților bulgare, afaceristului i-au fost înaintate numai puțin de 7 capete de acuzare, inclusiv că a condus un grup infracțional organizat de estorcare de bani, tentativă de mituire a unui oficial, dar și instigare la infracțiune. În același timp, cercetările la domiciliu și oficiile afaceristului, care deține grupul New Holding, National Lottery AD, au fost efectuate percheziții care s-au extins și la Comitetul pentru Jocuri de Noroc din Bulgaria.
Bulgaria. Se pare că în urma cercetărilor efectuate de către procurorii bulgari la sediul Loteriei Naționale și ale altor companii deținute de afacerist, au fost arestați aproximativ 16 oficiali, printre care și șeful Comisiei de Jocuri de Noroc. Potrivit anchetatorilor, oligarhul datorează statului aproximativ 286 de milioane de euro pentru toate jocurile de loterii organizate de companiile sale. Dar lucrurile au luat amploare, după ce șeful procuraturii bulgare a spus că Boșcov este un alt oligarh bulgar care fuge din țară și a dat asigurări că afaceristul va fi capturat, se pare că însăși Boșcov a ales să vorbească la un post de televiziune locală calificând acuzațiile ridicole. Nimeni nu m-a căutat, nu sunt un criminal, sunt gata să mă prezint imediat dacă mă vor. Am ceva de spus în opinia mea. Există o încălcare gravă a legilor. Dar lucrurile nu se opresc aici. Se pare că în 2018 compania NGM, unul dintre fondatorii căreia este Vasil Boșcov, a devenit partener privat al Loteriei Naționale a Moldovei. Contractul a fost semnat pe un termen de 15 ani. În urma acțiunilor efectuate, Parlamentul Bulgar a votat interzicerea loteriei private și revocarea imediată a licenței Loteriei Naționale. Marea Britanie părăsește astăzi Uniunea Europeană după 47 de ani de apartenență la blocul comunitar și aproape 4 de la referendumul care a schimbat soarta țării, dar și a Europei. Data de 31 ianuarie 2020 marchează astfel finalul unei perioade de incertitudini politice și sociale, tensiuni, dezbateri la sânge, negocieri istovitoare și trei schimbări de premieri care au divizat puternic regatul. Evenimentul de astăzi este cu atât mai important cu cât e pentru prima oară când un stat membru se retrage din Uniune. Telenovela Brexit a început pe 23 ianuarie 2016, când britanicii au fost chemați la vot pentru a decide dacă mai vor sau nu să facă parte din Uniunea Europeană. Cu un an înainte, pe atunci, premierul David Cameron, hotărât să-și consolideze poziția politică în fața criticilor, a convocat referendumul pentru ieșirea din blocul comunitar, un pariu politic pe care însă l-a pierdut și care l-a costat cariera. Pe 24 iunie 2016, omenirea se trezea în fața unei vești șocante. Marea Britanie votase pentru retragerea din blocul comunitar. A urmat 3 ani și jumătate de derivă politică, instabilitate, tensiuni, negocieri și încleștări între tabăra Remain și Leave, care au divizat profund țara. 31 ianuarie, ora 23:59, ora Londrei, marchează momentul în care, oficial, apartenența Regatului Unit la Uniunea Europeană devine istorie. Va urma o perioadă de tranziție până la finalul anului 2020, în care, practic, nu se schimbă mare lucru, dar se fac pregătiri pentru noua eră care începe. O eră aflată încă sub semnul întrebării, în condițiile în care Marea Britanie are multe de pus la punct. Poziția Scoției, care vrea să rămână parte a UE, și-a anunțat deja organizarea propriului referendum pentru independență. Va da bătăi de cap Londrei. Cert este că ziua de 31 ianuarie 2020 va rămâne în istorie ca ziua în care divorțul Londrei de Bruxelles a devenit oficial după un proces de partaj lung și deseori violent. Ușor nostalgic sau doar pentru a marca momentul cu o seară înainte, Bruxelles și-a luminat piața principală în culorile UK pentru a-și lua rămas bun de la britanici. Despărțirea are loc la exact 47 de ani și 31 de zile de la momentul în care țara devenea membră a blocului comunitar. Marea Britanie a decis să adere la Uniunea Europeană, denumită în acel moment Comunitatea Economică Europeană, în anul 1961 și a primit aprobarea finală în anul 1973, după ce a fost refuzată de 2 ori de președintele francez Charles de Gaulle. Apartenența la blocul comunitar a fost pusă la îndoială pentru prima dată la doar 2 ani de la aderare, în anul 1975, când a avut loc primul referendum național pe această temă. Atunci însă britanicii spuneau da parcursului european. 4 decenii și jumătate mai târziu, istoria scrie o nouă filă. Marea Britanie părăsește Uniunea Europeană și devine primul stat care renunță astfel de bunăvoie la apartenența blocului european. Numărătura inversă până la ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană a început așadar. Mulți dintre cei peste 470.000 de români care trăiesc și muncesc în Regatul Unit se întreabă ce vor face pe viitor, în condițiile în care astăzi se produce oficial divorțul Marii Britanii de blocul comunitar. Cetățenii români care trăiesc în Marea Britanie pot aplica până în iunie 2021 pentru procedura de statut de rezident, chiar dacă Regatul Unit iese din Uniunea Europeană, scrie Financial Times. Statutul de rezident le va permite să rămână în țară după ieșirea acesteia din Uniunea Europeană, însă doar celor care locuiesc în Regatul Unit de cel puțin 5 ani. Cei care au venit mai recent în Marea Britanie vor putea aplica pentru statutul provizoriu de rezident, care le permite să locuiască și să lucreze în țară pe o perioadă de până la 5 ani. Pentru a fi eligibil pentru acest statut,
Românii trebuie să ajungă în Marea Britanie până la sfârșitul perioadei de tranziție, care se va încheia în decembrie 2020. Începând din 2021, românii care vin în Marea Britanie ar putea avea nevoie de vize și permis de muncă. Marea Britanie ar putea introduce rapid un sistem de imigrație pe bază de punctaj, după modelul australian, informează postul Sky News și publicația Daily Express. Peste 435.000 de români din Marea Britanie au aplicat pentru rezidență înainte de ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Românii formează cea mai numeroasă comunitate europeană din Londra, cu 163.000 de conaționali care locuiesc acolo. Alte două comunități numeroase de români sunt în Birmingham și în estul Angliei. În ceea ce îi privește pe românii obligați să plece din Marea Britanie, aceștia vor alege cel mai probabil să se mute tot în interiorul Uniunii Europene, în loc să revină acasă, spun sociologii și analiștii economici. Asta pentru că românii de peste hotare s-au obișnuit cu veniturile pe care le au acolo, fapt care i-ar descuraja să se întoarcă în România. Potrivit studiilor sociologice realizate în Uniunea Europeană, dar și în România, pe lângă motivația salarială și de carieră, migranții cu nivel ridicat de calificare și educație mai sunt motivați de calitatea instituțiilor publice din țările Uniunii. Uite, zidul nu e zidul, o porțiune din celebrul zid al lui Donald Trump, ridicată la frontiera dintre Statele Unite și Mexic, a fost pusă la pământ de vântul puternic. O înregistrare video a surprins momentul în care panourile de oțel înalte de 9 metri se înclină puternic și cad peste copacii aflați de partea mexicană a frontierei. În imagini se vede cum porțiunea de așa zis zid se înclină puternic, iar sunetul de fond dovedește că într-adevăr vântul bătea cu putere. Autoritățile au explicat ulterior că bucățile care au căzut fuseseră recent instalate în fundațiile de beton. Cimentul nu apucase să se întărească, astfel că plăcile metalice nu au putut face față rafalelor puternice. Din fericire, niciun om nu a fost rănit. Donald Trump a făcut din zidul aflat la frontiera cu Mexicul una dintre prioritățile mandatului său. Încă din timpul campaniei electorale, el a promis că va construi un zid pentru a combate imigrația ilegală. Trump a încercat să obțină sute de milioane de dolari din mai multe conturi guvernamentale pentru construirea barierei de peste 700 de kilometri. La jumătatea lunii ianuarie, administrația Trump a cerut Pentagonului să construiască 430 de kilometri din zidul de la granița cu Mexicul. În prezent se face o evaluare a costurilor. Potrivit unor estimări, ar fi nevoie de peste 7 miliarde de dolari pentru finalizarea proiectului președintelui, bani care ar fi luați din fondurile destinate acum altor programe guvernamentale. Mesaj sfâșietor postat pe rețelele de socializare de văduva fostului jucător de basket Kobe Bryant. Nu există suficiente cuvinte pentru a descrie durerea, a scris Vanessa în prima postare după tragicul accident de elicopter din California, în care și-a pierdut soțul și fica, scrie cotidianul spaniol El País. Vanessa Bryant a transmis pe contul său de Instagram un mesaj prin care mulțumește pentru susținerea de care a avut parte după moartea soțului ei, starul NBA Kobe Bryant. Eu și fiicele mele vrem să mulțumim milioanelor de oameni care ne-au arătat susținerea și dragostea lor în acest moment îngrozitor. Mulțumim pentru toate rugăciunile, cu siguranță avem nevoie de ele. Suntem complet devastați de dispariția adoratului meu soț, Kobe, tatăl fiicelor mele și frumoasa și scumpa Gianna, o fiică iubitoare, grijulie și minunată. Și o soră incredibilă pentru Natalia, Bianca și Capri. A scris în deschiderea mesajului său Vanessa Bryant în mediul online. Văduva lui Kobe Bryant deplânge moartea celorlalte 7 persoane care au murit împreună cu Kobe și fica lor. Suntem devastați și din cauza familiilor care și-au pierdut persoane dragi duminică și le înțelegem durerea. Nu există suficiente cuvinte pentru a descrie durerea pe care o simțim în acest moment. Mă alină să știu că Kobe și Gigi știau că sunt foarte iubiți. Am fost binecuvântată să-i avem în viețile noastre. Aș fi vrut să fie aici cu noi pentru totdeauna. Nu sunt sigură de ceea ce urmează în viețile noastre și este imposibil să-mi imaginez viața fără ei. Dar ne trezim dimineața crezând că Kobe și fiica noastră Gigi ne luminează calea. Dragostea noastră pentru ei este infinită. Mi-aș dori să-i pot îmbrățișa, săruta și binecuvânta. Să-i avem aici cu noi pentru totdeauna. A mai scris Vanessa Bryant pe Instagram, potrivit cotidianului spaniol El País. Senatorii republicani sunt optimiști și cred că președintele Donald Trump va fi achitat astăzi. Procesul de destituire al liderului de la Casa Albă are toate șansele să se încheie în mod favorabil pentru acesta, în condițiile în care senatorii republicani, care sunt majoritari în această cameră a Congresului, îl susțin deschis pe președinte și au refuzat audierea martorilor citați de colegii lui democrați.
Senatorul republican John Barrasso a declarat că este posibil ca procesul să se încheie fără ca vreun martor să fie audiat. Alți senatori republicani au prezis un rezultat similar în conversațiile avute cu reporterii. Potrivit ediției de duminică a cotidianului The New York Times, în august, Trump l-ar fi informat pe consilierul pentru probleme de securitate națională John Bolton că intenționează să suspende asistența financiară destinată Ucrainei. Liderul de la Casa Albă ar fi condiționat acest ajutor de cooperarea oficialilor de la Kiev în investigațiile care îi vizau pe liderii Partidului Democrat, inclusiv fostul vicepreședinte Joe Biden, candidat la președinția Statelor Unite. Această inițiativă constituie principalul cap de acuzare formulat de democrați la adresa lui Trump. Drept urmare, democrații au cerut din nou ca Bolton să fie audiat în procesul din Senat privind demiterea președintelui. Trump a declarat săptămâna trecută că nu dorește ca Bolton să depună mărturie. Fostul consilier prezidențial a declarat la începutul lunii ianuarie că este dispus să participe la audieri în Senat în cadrul procesului de destituire a lui Trump. Senatul va stabili prin majoritate de 2/3 dacă Donald Trump este vinovat sau nevinovat. În cazul în care Donald Trump va fi găsit vinovat, va fi destituit. Demiterea este însă improbabilă, în contextul în care Partidul Republican deține majoritatea în Senat. Punem punct jurnalului de la Fix, emisiunea Drumurile Noastre cu Ștefan Edveș. Sunt Irina Petraru, ne revedem la 15.